Bună ziua! Gazda noastră de astăzi este secția medicină internă, a care șef de secție este doamna dr. Cătălina Părânceanu. Îi mulțumim doamnei doctor, dar acum are o urgență și cum finalizează cu pacientul, vine și dumneaei. După cum știți, suntem în plin proces de derulare a contractului cu Casa de Asigurare de Sănătate Neamț. În data de 6 martie 2017 mi s-a adus la cunoștință că, începând cu data de 1 aprilie 2017, vor fi aplicabile prevederile Ordinului Ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a hotărârii guvernamentale pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 31 martie 2017, contract pentru 1-4-2017, 31 decembrie 2017. În perioada 13 martie-15 martie am depus cererile și documentele necesare contractării pentru contract cu spitalizare continuă, pentru spitalizare de zi, ambulatoriu, laboratorul clinic de analize, laboratorul de radiologie și imagistică, recuperare, reabilitare fizică din policlinică. Documentele necesare pentru contractare au fost autorizația sanitară, dovada de evaluare a furnizorului, contul deschis la trezoreria statului, codul de înregistrare fiscală, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personal, întreg personalul medical și asistenții, medicii și asistenți, dovada plății la zi, a contribuției la fond, lista afecțiunilor care nu pot fi diagnosticate, investigate și tratate în ambulatoriu, spitalizare de zi și care impun internarea în regim de spitalizare continuă. Această listă de afecțiuni a fost dată de fiecare medic șef de secție. Lista medicamentelor, denumiri comerciale internaționale, denumite în continuare DCI și forma farmaceutică, utilizată pe perioada spitalizării. Lista investigațiilor paraclinice, care nu pot fi efectuate în ambulatoriu pentru rezolvarea cazurilor și care impun internarea pentru spitalizarea de zi. De asemenea, medicii șef de secție au făcut lista acestor investigații. Structura organizatorică aprobată sau avizată după caz de Ministerul Sănătății. Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz de rezolvat a tarifului pe zi de spitalizare. Indicatorii specifici stabiliți prin norme. Declarația pe propria răspundere a managerului spitalului că aplică protocoalele de practică medicală. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic, valabil la data încheierii contractului și pe toată perioada derulării contractului. Copia Ordinului Ministrului Sănătății privind clasificarea spitalului, documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuității asistenței medicale cu o linie, două linii de gardă, declarația pe propria răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidența contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aici fiecare din medicii angajați au făcut o declarație pe propria răspundere că au un singur contract cu casa și acela pe spital. Copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar își exercită profesia la furnizor, documentul prin care se face dovada că spitalul a fost acreditat, declarație pe proprie răspundere a managerului spitalului că aplică criteriile de internare, declarație pe proprie răspundere a managerului spitalului privind estimarea procentelor serviciilor medicale corespunzătoare spitalizării continue evitabile. Am dat citirea acestui opis tocmai pentru a se vedea că este o muncă pentru a face contractarea cu casa. Noutăți în ceea ce privește contractul cu casa. În asistența medicală primară, în cadrul serviciilor medicale preventive și profilactice, pentru grupurile de vârstă 6-9 ani, 10-17 ani, pentru screening-ul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală crescut și pentru cei cu istoric de hipercolesterolemie familială s-au introdus următoarele investigații: TSH și FT4 și LDL colesterolul, care până acum nu erau decontate de casă. pentru adultul asimptomatic în cadrul investigațiilor paraclinice. Recomandăm pentru prevenție a fost introdusă investigația LDL colesterolul. De asemenea, medicul de familie va consemna pe biletul de trimitere pentru specialități data și perioada pentru care a fost eliberată ultima rețetă recomandată. În asistența ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, următoarele investigații paraclinice: feritina serică, gamma GT și osteodensitometria segmentară DEXA pot fi recomandate și de medicul de familie. Până acum erau recomandate doar de medicii specialiști pe specialități. S-au adus precizări suplimentare privind obligativitatea furnizorilor de servicii medicale paraclinice, privind durata programului de activitate în contract cu Casa de Asigurări, care nu poate fi mai mic de 7 ore pentru laboratoarele de analize și de 6 ore pentru laboratorul de radiologie imagistică medicală. Acest program de luni până vineri. Pentru furnizorii care doresc să desfășoare activitate în relație cu casa în zilele de sâmbătă și duminică, programul poate fi mai mic de 6 ore sau 7 ore, cu condiția ca acest program să fie acoperit de medic care își desfășoară într-o formă legală profesia la acel punct de lucru. În asistența medicală spitalicească, pentru spitalizarea de zi au fost introduse noi servicii. În lista B1 a fost introdusă diagnosticul colita ulcerativă nespecificată cu un tarif de 197 de lei și boala pancreasului nespecific cu un tarif de 250 de RON. Iar pentru lista B32, bronhoscopia asociată ecografiei. Au fost modificate tarifele și pentru următoarele servicii din lista B32 astfel. Urgențele medico-chirurgicale în camera de gardă au scăzut de la 100 de RON la 57 de lei pe pacient, iar urgențele medico-chirurgicale în structura de urgență din cadrul spitalelor, pentru care finanțarea nu se face de la bugetul de stat, ci de la Casa de Asigurări, nu este cazul nostru, a scăzut de la 250 la 171 de lei pe pacient. Pentru fundamentarea tarifului pe caz rezolvat, în regim de spitalizare de zi, a fost introdus modelul de pacient. Și o ultimă noutate, pentru dispozitivele medicale în ambulatoriu. S-au introdus și alte specialități pentru pacienții care au recomandare de proteză de coapsă modulară și proteză de gambă modulară cu manșon de silicon. Acestea sunt acordate pentru amputațiile ca urmare a diferitelor complicații de diabet, tumori sau arteriopatii. Până acum doar medicul ortoped era cel care recomanda astfel de proteze. Începând de la noua contractare pot recomanda tipul de proteze care le-am spus: chirurgul generalist, chirurgul vascular, chirurgul pediatru și medicul de diabet sau boli infecțioase. O altă temă, au fost scoase la concurs următoarele posturi. A fost scos postul de informatician pentru serviciu informatic, de asistent medical principal pentru postul de management al calității și control intermanagerial, iar pentru serviciu RUNOS post de economist 2. În afară de postul pentru serviciu RUNOS, celelalte două posturi au fost ocupate. În perioada imediat următoare se va desfășura concurs pentru posturile la medicină internă, un asistent debutant în perioada 23-27 martie, s-au înscris 7 candidați. Pentru un post de asistent medical minim 6 luni, în perioada 24-28 martie s-au înscris 4 candidați. Două posturi de asistent debutant pentru secția de chirurgie, 9 candidați. Examenul va avea loc în perioada 21-31 martie, iar pentru radiologie, 2 posturi de asistent debutant, sunt înscriși 10 candidați, iar examenul va avea loc, concursul va avea loc în data de 3-5 aprilie. Au fost trimise spre publicare în Viața Medicală posturi de medici. Pentru prima publicare, post pentru medic laborator analize, medicină internă, cardiologie și obstetrică ginecologie, iar pentru republicare, posturi care au mai fost scoase la concurs, dar n-a venit nimeni, nu s-a înscris nimeni, pentru medic laborator radiologie, medic medicină internă, medic cardiolog, endocrinolog, diabetolog, neurolog, pediatrie. De asemenea, pe data de 27 martie va avea loc concursul pentru postul de farmacist în cadrul farmaciei cu circuit închis. Au fost depuse 4 dosare, 4 candidați. De asemenea, șeful RUNOS a făcut o centralizare a necesității posturilor solicitate prin referate de către medicii șef de secție la finele anului 2016-2017 și putem spune că ar fi nevoie de un număr de 2 registratori, 14 asistenți debutanți, un asistent principal, 5 îngrijitori, 2 infirmieri, pentru perioadă nedeterminată, pentru perioadă determinată 3 asistenți medicali debutanți, 2 îngrijitori curățenie, de asemenea pentru personalul TSH, un post operator pentru biroul de aprovizionare, un post muncitor necalificat tot pentru aprovizionare și 2 muncitori necalificați pentru blocul alimentar, pentru relații cu publicul un post, pentru birou achiziții un post, pentru RUNOS 2 posturi, financiar contabil un post, analist programator un post care s-a și scos la concurs și a fost și ocupat postul și în total un număr de 34 de posturi propuse. Aceste posturi vor fi scoase în decursul anului 2017 în funcție de urgențe și necesități. În funcție de suma pe care o vom obține la contractul cu casa, pe care urmează să-l semnăm, de asemenea de sumele repartizate pe programele naționale de sănătate din contractul cu DSP-ul, Ministerul Sănătății și a programelor naționale în contract cu casa, vom creona și bugetul pe anul 2017. Ce putem spune este că pe parte de investiții avem o listă care știm cu toții, am direcționat-o și către Primăria Municipiului Roman și către Ministerul Sănătății, unde avem un total de 5.463.360. Din această listă ne-am adresat Ministerului Sănătății, am fost la minister, tocmai pentru că este programul de guvernare cu CTU pentru spitalele județene și am vrut să știm dacă ne putem încadra și noi pe acest program, cu toate că nu suntem spital județean, dar considerând că Spitalul Județean are un CT și poate vom reuși să direcționăm către Spitalul Roman, se pare că strict pentru spitalele județene sunt aceste CT-uri. În schimb, am făcut o notă de fundamentare în care am explicat necesitatea acestui CT la Spitalul Roman. O să fie discutat și în funcție de ce hotărâri se vor lua, vom vedea dacă vom putea beneficia de acest CT și un aparat röntgen pentru dispensarul TBC. Noi am vorbit cu domnul director financiar, vom începe procedurile de acord cadru, tocmai că dacă vom avea finanțare să putem spre sfârșitul anului, când ne vor anunța, să putem și achiziționa aceste aparate. În listele respective sunt trecute multe necesități, dar ca urgențe majore, să spunem, am avea nevoie de un spirometru pentru secția de pneumologie, nebulizator, de injectomate, o frigider prosectură cu 3 locuri, cardiotocograf, de velopeză, distilator apă pentru farmacie și o mașină de botoșei, tocmai pentru a fi pus la intrarea, cum pacienții intră în spital, să-și pună piciorul și să fie înfoliat talpa pantofului pentru a nu mai aduce mizeria de afară în spital. Pe partea de reparații capitale ne dorim finalizarea reabilitării termoenergetice a Spitalului Nou, Corpul ABC, lucrare care a fost începută în 2015 spre finalul anului. Avem autorizația de construcție valabilă până la sfârșitul anului 2017 și de aceea e necesară finalizarea lucrărilor. Odată cu această finalizare a lucrărilor vor fi obținute atât confort sporit al pacienților, cât și costuri mai scăzute ale utilităților. De asemenea, o reabilitare, modernizare, reparații pentru amenajarea Centrului de Sănătate Mentală și Arhiva Spitalului. Ca și reparații curente, suntem aproape am finalizat reabilitarea, modernizarea secției de endocrine și diabet. Dorim reabilitarea secției de ORL, având în vedere Ordinul 1096 în ceea ce privește aprobarea normelor privind condițiile pentru care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerea autorizației sanitare de funcționare, va trebui să organizăm și amenajarea structurii de spitalizare de zi. Alte reparații în ce privește hidroizolația centrală termică Spitalului Nou și hidroizolația blocului alimentar și poartă, recondiționare, conducte, trasee, apă rece, apă caldă și agent termin subsol pediatrie. De asemenea, pentru furnizarea apei calde continuu, în momentul de față nu avem apă caldă în mod continuu și este o cerință a tuturor și trebuie să o îndeplinim, este necesară înlocuirea cazanelor existente cu altele de capacitate mai mică și de inox. Aceste cazane le are primăria și ne le pune la dispoziție, numai că acestea trebuie automatizate cu autorizație ISCIR, astfel încât să poată funcționa fără suplimentarea numărului de fochiști. Pentru aceste cazane vor furniza apă caldă strict și căldură strict doar pentru spital, iar pentru policlinică și spălătoria spitalului, la fiecare din aceste puncte să fie instalate câte o centrală termică care să nu necesite obligativitatea prezenței personalului de deservire. Spre final, țin să reamintesc că spitalul are obligația de a respecta ordinele Ministerului Sănătății, adică Ordinul 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, Ordinul 1365 din 2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi, Ordinul 1284 din 17 februarie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice. De asemenea, angajații spitalului au obligația de a respecta regulamentul de ordine internă și regulamentul de organizare și funcționare al spitalului, care prevede circuitele funcționale ale spitalului, circuitul pacientului și circuitul vizitatorilor. Astfel, țin să reamintesc pacienților care se adresează Spitalului Municipal Roman că, pentru consultațiile în regim de urgență, acestea se efectuează în Centrul Primiri Urgențe și pacienții se adresează cadrelor de acolo. Consultațiile pacienților cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru orice specialitate se efectuează în ambulatoriul integrat spitalului. Toate secțiile și compartimentele spitalului au cabinete de ambulatoriu, iar medicii specialiști coboară în ambulatoriu conform programului afișat pe ușă. Rugăm pacienții să nu mai insiste la serviciu de pază să treacă pentru a merge pe secții, pentru consulturi, pansamente sau altele. Pacientul trebuie să se prezinte la cabinetul din ambulatoriu, unde sunt asistenții medicali și în funcție de motivul pentru care au venit, este chemat medicul de pe secție. Pentru secțiile chirurgicale, unde medicul poate fi în sala de operație, dacă pacientul nu are răbdare să aștepte medicul care este în sală și dorește să fie consultat de către un alt medic, poate fi consultat de către alt medic. De asemenea, rugăm aparținătorii să respecte orele de vizită de luni până vineri între orele 15 și 20, iar de sâmbătă și duminică orele 10-20. Pentru pacienții gravi, pacienții care se operează în ziua respectivă sau pacienți internați în secțiile de ATI, li se va permite vizita și în afara orelor de program cu bilet de voie semnat de medicul șef de secție, cu specificația perioadei și orelor de vizită. Vă mulțumim pentru înțelegere! O rog pe doamna doctor Onu să ne vorbească despre acreditare. Pe scurt o să vă vorbesc un pic despre acreditare și mai ales despre perioada în care ne aflăm acum. Știți că în anul 2015 noi am obținut acreditarea spitalului. Acum ne aflăm în faza de monitorizare post-acreditare, ciclul 1. Pentru toți ascultătorii noștri, aș dori să precizez suplimentar ce înțelegem prin acreditare, pentru că de multe ori au fost confuzii între acreditare și gradul spitalului. De la început vreau să fac precizarea că acreditarea nu certifică gradul spitalului. Gradul spitalului reprezintă o clasificare a spitalului în funcție de complexitatea cazurilor pe care le rezolvă. Acreditarea este o modalitate prin care se demonstrează că o unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților. Acreditarea se realizează de către Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate, pe scurt ANMCS, fostul CONAS, și care, în mod concret, pe înțelesul tuturor, verifică dacă unitatea medicală poate să facă ceea ce spune că face. Acreditarea este valabilă 5 ani, în etapa în care ne aflăm în momentul de față, respectiv de monitorizare post-acreditare ciclul 1, este o etapă mai puțin vizibilă, în sensul că avem anumite raportări la care trebuie să punem la dispoziția ANMCS-ului diversi indicatori, dar nu mai este prezentă comisia de acreditare fizic în cadrul spitalului nostru. Astfel că anul acesta avem 4 tipuri de monitorizare. O monitorizare anuală, la care este necesară o raportare care are loc în ultima zi lucrătoare din luna februarie a fiecărui an, cu excepție, prin excepție anul acesta, această raportare a fost făcută în data de 31.03.2017 la nivel național, pentru că a fost primul an în care s-a implementat noțiunea de monitorizare anuală și care a prevăzut punerea la dispoziția ANMCS-ului a unor anumitor documente, printre care amintesc lista de proceduri folosite în spital, lista de protocoale pe fiecare secție și compartiment, registrul riscurilor întâlnite la nivel de spital și detalii despre sistemul de management a calității, despre cum funcționează și cum este organizat în cadrul spitalului nostru. Urmează o a doua monitorizare, monitorizarea semestrială, care în mod teoretic este efectuată în ultima zi lucrătoare din luna iulie și în ultima zi lucrătoare din ianuarie anul următor. Anul acesta, excepțional, prima raportare a fost făcută în 28 februarie 2017 pentru anul 2016, următoarea va fi pe 31 iulie. Cerințele pentru această etapă sunt detalii despre morbiditatea spitalizată, despre numărul de CNP-uri internate, despre structura de venituri și cheltuieli a spitalului, tipul și modul de organizare a secțiilor și compartimentelor, inclusiv a centrului de primire urgență și a ambulatorului integrat al spitalului. O altă monitorizare este monitorizarea permanentă a eventualelor evenimente adverse care pot să apară în cursul desfășurării activității. Ca obligativitate trebuie să raportăm aceste evenimente în maxim 24 de ore de la apariție, dar foarte important este că raportarea aceasta și colectarea acestor date este fără caracter acuzator, ci doar în vederea învățării din eventuale erori care pot să apară în desfășurarea activității. Și ultimul tip de monitorizare, monitorizarea modificărilor de structură, altfel spus, în termen de maxim 30 de zile de la autorizarea funcționării unei noi structuri, suntem obligați să aducem la cunoștința ANMCS-ului acest lucru. Și mai am o întrebare. În cursul dimineții, doamna Ordean m-a sunat cu o anumită cerință, de pentru care am luat legătura cu secția de obstetrică ginecologie. Întrebarea domniei sale se referea la faptul la avorturi și dacă se fac avorturi la cerere în spitalul nostru. Din discuțiile cu reprezentanții secției de obstetrică ginecologie am înțeles că noi în spital nu efectuăm avorturi la cerere. Avorturile la cerere se fac doar în cabinetele private din orașul Roman sau din orașele din vecinătatea Romanului. Însă, tot ca să răspundem la o întrebare adresată de doamna Ordean, din discuție am înțeles că în momentul de față nu mai există obligativitatea de a raporta numărul și tipul de curetaje la cerere către diverse instituții ale statului. În cadrul secției noastre de obstetrică-ginecologie se practică doar chiuretajul evacuator la pacientele care vin cu metroragie, cu sângerări, adică în cazul unui avort incomplet sau al unei sarcini oprite în evoluție. Și ca statistică, pentru primele 3 luni ale anului, avem un număr de 13 avorturi incomplete și 24 de sarcini oprite în evoluție care au fost tratate în cadrul secției noastre. Și mai mult decât atât, aș dori să subliniez că în ambulatorul de specialitate al secției de obstetrică-ginecologie este promovată contracepția și în urma acestei promovări s-au înregistrat scăderea ale sarcinilor nedorite la pacient. Da, doamna doctor. Bună ziua și bine ați venit pe secția medicală. Suntem una din cele mai mari secții ale spitalului și este normal, practic, orice spital de urgență își are ca piloni secții de chirurgie, de medicină internă, de pediatrie și de ginecologie și, practic, suntem, cred că, a doua secție ca și mărime din spital. Dumneavoastră cunoașteți structura spitalului, dar am să-mi permit să mă repet și să vă spun că este o secție care are un număr de 73 de paturi global, din care un compartiment de nefrologie de 5 paturi, un compartiment de gastroenterologie de 5 paturi. Secția este deservită de 6 medici și un număr total al personalului de 50, adică aici am inclus și asistentele medicale și infirmierele plus îngrijitorii de curățenie. Secția, din punct de vedere administrativ cât și funcțional, o avem împărțită pe 2 sectoare, adică tot ce înseamnă ambulator și avem ambulator pentru medicină internă, ambulator de nefrologie și ambulator de gastroenterologie, precum și secția propriu-zis în care se regăsesc paturile de care vă spuneam anterior. Deci activitatea este deservită de 4 colegi interniști, și dacă vă interesează, am să vă spun și numele colegilor mei, probabil că îi știți, subsemnata ca medic șef de secție, medic primar de medicină internă, domnișoara dr. Dumitriu Elena, medic primar de medicină internă, doamna dr. Pârlițianu Claudia, medic primar medicină internă și doamna dr. Ciobanu Teodora, medic primar medicină internă. Compartimentele, respectiv compartimentul de nefrologie, are ca și medic coordonator domnișoara dr. Angel Mihaela, medic primar nefrolog, și cea mai tânără colega noastră, domnișoara dr. Jigăranu Olivia, da? Care coordonează activitatea pe ambulator și pe cele 5 paturi ale compartimentului de gastroenterologie. Ca și patologie, cred că avem cea mai diversă patologie din medicină, aș zice eu, pentru că medicina internă este regina medicinii și diagnostichează și tratează un număr extraordinar de mare de afecțiuni, afecțiuni care țin atât de aparatul digestiv, sau, da, de cardiovascular, de pulmonar, de renal, endocrin. Deci, practic, patologia este foarte diversă și pentru că este atât de diversă, este și o patologie de graniță. Adică secției noastre se adresează pacienții cu comorbidități multe. Adică nu tratăm un simplu ulcer sau o simplă criză de hipertensiune, ci cel mai mult cred că aici în secție își găsesc locul pacienții cu patologie și cu comorbidități multiple, pentru că acolo intervin pe lângă boli numeroase și medicații și, de ce să nu spunem, lucruri care se întrepătrund, nu atât de pozitiv întotdeauna, și aici m-aș referi la efectele secundare ale medicațiilor sau investigațiilor. Ca și investigații, putem investiga, cred că cel mai bine, și din punct de vedere biologic, paraclinic, ci și din punct de vedere radiologic, aproape toată patologia. CT-urile, respectiv tomografiile abdominale, toracice, pelvine, le desfășurăm prin intermediul contractului cu Scan Expert, restul investigațiilor le putem face la noi. Endoscopiile de esogastrice și duodenale, deci endoscopia digestivă superioară, o efectuăm în cadrul spitalului și există un laborator de endoscopie, după cum bine știți, iar colonoscopiile se efectuează doar ambulator. Markerii tumorale atunci când avem nevoie, pentru că aici aș vrea să fac o mică paranteză, apropo de patologie și de ceea ce Practic, noi am sesizat în ultimii ani, aș zice în ultimii 4-5 ani, diagnosticăm extrem de mult patologie oncologică. Deci aici se prezintă pacientul cu simptomatologie, este diagnosticat, investigat, după care este trimis la secția de oncologie a Spitalului Municipal sau dacă pacientul dorește sau dacă cazuistica este foarte complexă și necesită investigații suplimentare, avem o foarte bună legătură cu Institutul Oncologic Regional, cu IRO Iași. Foarte, foarte multă patologie oncologică și foarte multă patologie oncologică care nu mai este cea clasică pe care am învățat-o acum 20 de ani. Patologia oncologică o vedem la pacientul care pe din afară, zic eu, arată perfect și de fapt diagnosticul final după câteva zile de investigații este cel de cancer în stadiu 4 cu metastaze generalizate. Și aici îi mulțumesc Oanei, doamnei doctor Onu, pentru frumoasa colaborare în ceea ce privește investigarea radiologică și imagistică a pacienților noștri și a faptului că medicina internă este o medicină în care, și îmi place acest lucru, practic pacientul este diagnosticat, investigat și tratat de o echipă de medici și de asta zicem noi că și rezultatele sunt bune atunci când putem pune cap la cap mai multe cunoștințe ale mai multor colegi și știți cum se spune, mai multe minți, mai mulți ochi fac lucruri mai bune. Dacă doriți să mă întrebați dumneavoastră ceva referitor la patologie sau eu așa în linii mari v-am spus cam ce tratăm, ce investigăm, care este cazuistica, care este structura secției. Salutăm pentru anul acesta ce ați solicitat? Am solicitat holter de tensiune și holter EKG, pentru că de obicei le folosim pe cele ale colegilor de la cardiologie și simțim nevoia să le avem proprii, pentru că există susținere din punct de vedere, din păcate, din punct de vedere a patologiei, avem ce să facem cu aceste lucruri. Asta am cerut. Avem ecograf foarte bun, cumpărat anul trecut, performant, aparat General Electric este firma care practic pune pe piață, i-aș zice, cele mai bune ecografii din lume. Avem și noi, mulțumim, lucrăm foarte bine. Infrastructură? Nu. Comică sau... Nu cu totul, nu cu totul. Aș zice, mobilierul este problema nu a medicalei, este problema spitalului, este problema dotărilor, este problema, până la urmă, a fondurilor care... Dar, ca să vă spun drept, ca medic, aș zice să avem medicație, să avem posibilitatea de a investiga. Eu așa aș zice, să avem echipă medicală, colegi bine pregătiți și antrenați pentru cazuri dificile și cred că un pat sau o noptieră mai putem să avem așa, este sincer. Nu cred că, deși poate pentru unii contează sau pacienții noștri când pleacă în alte centri universitare observă și lucrurile astea, dar eu zic că preponderente sunt sau este calitatea actului medical, faptul cum se vorbește, care este comportamentul nostru și eu aici aș zice iarăși, îmi place să mă laud cu acest aspect, medicala este un loc în care zic eu că se vorbește frumos. Și pacienții vin cu drag și nu numai pacienții, ci și cei care vor să învețe ceva de la cadrele noastre medicale, vin cu drag la colegile noastre, la asistentele noastre să învețe ceva. Și mă bucur pentru asta și invit în continuare să o fac. Cu încredere. Într-o discuție dumneavoastră, doamnă manager, îmi spuneați că față de contractul de anul trecut s-a modificat, s-a diminuat suma care vi se acordă pentru spitalizarea zilnică. Care ar fi explicația asta? Nu, n-am zis că s-a diminuat suma. A fost vorba de tarifele. Tarifele pe cazuri. Mai puțin pentru spital, nu? Depinde de diagnostice. Sunt diagnostice unde s-a menținut suma, sunt diagnostice unde au scăzut sau chiar s-au mărit. Noi vom ști exact aproape de când ne vor chema să negociem. Atunci vom ști exact dacă în per total s-a diminuat sau nu suma în contractul cu casa pe spitalizare de zi. Eu ce am afirmat a fost strict pe ce am văzut pe tarife, dar nu pot să spun în momentul de față că nu am negociat încă. Ce v-ar aduce în plus nou contract? Pentru că față de cel de anul trecut am văzut că ați contractat în plus pentru radiologie și am mai văzut... Pentru radiologie și sperăm noi o sumă mai bună față de anul trecut, întrucât comparativ cu anul trecut, ICM-ul față de anul trecut a crescut, iar durata medie de spitalizare s-a diminuat, ceea ce va duce la o contractare pe externări, pe foi continui mai multe. Având mai multe externări, de aici și banii sunt mai mulți. Așa sperăm. Spuneți-mi, mereu văd că dumneavoastră scoateți la concurs o sezie de posturi. Faceți-mi un pic, cum apar aceste posturi? Prin plecarea oamenilor din sistem, dacă s-a revenit asupra ceea ce era pe vremea guvernului Boc la 7... Nu. Deci și prin plecarea personalului iese la pensie, normal rămâne postul vacant, este nevoie de om. Trebuie scos postul la concurs. Am avut un caz, să zicem, că am pomenit de blocul alimentar. Am scos la concurs anul trecut muncitor necalificat, a luat concursul o doamnă, a stat 2 luni, a plecat că a găsit în altă parte mai bine plătit și atunci noi suntem nevoiți să scoatem din nou postul la concurs. Care e fluctuația de personal în spital? Pentru că nu prea pleacă decât ies la pensie. Deci, sau concediu de maternitate, astea sunt, da, pentru perioada determinată. Nu. Am făcut adresă oficială către Spitalul Județean Piatra Neamț și către Consiliul Județean, în care am solicitat să ne spună care este stadiul și așteptăm răspunsul, ca să putem spune. Suntem în aceeași etapă ca anul trecut, de așteptare. Colega noastră la Conața a ridicat problema la conferința de presă la primărie, că spitalul nu ar dispune de apă caldă. Vreau să ne-am vorbit acum un pic despre necesitatea de a avea apă caldă. Exista un proiect european, acela cu niște panouri solare. Funcționează și cu acel proiect. Ați folosit vreodată de el? Să intervenim. Acel proiect funcționează, dar nu poate asigura întreaga cantitate de apă care are nevoie spitalul. Și de aceea, în special în perioada caldă, se poate utiliza, sau perioada însorită, asigură, completează sursa de apă caldă, dar în perioada de iarnă, când cazanele funcționează la capacitate 100%, ele nu mai au randament. Dar acum există apă caldă în spital, pentru că... Există, nu este în, cum zicem noi, 24 din 24, pentru că în perioada în care mai avem nevoie să intervenim cu cazanele pentru căldură, atunci nu mai pot duce și simultan apă caldă. Iar în perioada mai e o problemă că centrala noastră se află la o distanță destul de mare față de spital, conductele au aproape 200 de metri. Evident că în momentul în care nu se folosește constant sau dai drumul la un robinet acum, ca să ajungă apa caldă, durează 5-10 minute să ajungă. Chiar au făcut testul. Diferența de nivel de la primul nivel până sus, aproape 10 minute ca să ajungă apa, pentru că așa e construit structura pe coloane și, din păcate, noi acum am solicitat unui expert la Bacău care a venit și a studiat cum sunt cazanele, modul lor de funcționare și tocmai de aici a venit propunerea utilizării a 2 cazane de dimensiuni mai mici, care să fie mai eficiente, având în vedere dimensiunea spitalului, scoaterea policlinicii și a spălătoriei de sub centrala pe care o avem noi, iar automatizarea acelor cazane pot face ca apa să aibă un circuit mai ușor în spital. Dar nu 100% se rezolvă această problemă, pentru că tot dumnealor ne-au spus, ar trebui făcută o instalație paralelă de reciclare a apei, adică apa nefolosită să fie preluată într-un alt circuit de mică dimensiune, dar asta ar însemna în tot spitalul să revină acel circuit de retur, care e foarte costisitor odată și implică o investiție foarte mare. Noi încercăm să facem astfel încât să fie utilizat și să avem apă caldă cât mai... O să încerc să vă pun o întrebare acum, legată și de activitatea noastră ca și consilier local și șef al Comisiei de Buget Finanță. Vreau să știți că ați spus în aplicare, deja în primărie s-a pus în aplicare, aceea supraimpozitare cu 500% a clădirilor rămase în paragină. Cine face cu policlinica, dispensarul policlinic, s-au scat mai avansat și se dăm cont că este una dintre cele mai eliminate clădiri din municipiul acesta. Atunci, dacă ne ducem și punem impozit de 5% la Casa de Cultură, cine face cu policlinica? Știți foarte bine că acea clădire, Casa de Cultură, are un anumit regim, la fel și policlinica Policlinica Romașcană are un anumit regim, atât de administrare cât și de folosință. Acolo e cam complicat că dacă s-au vândut 20% din spații, parte din spații sunt într-o administrare gratuită a altor instituții, iar o parte este în administrarea noastră, singura instituție care investește acolo și care investește cât de cât întreține acea clădire este Spitalul Roman. De aceea se face un efort în momentul de față de a așeza la masă și de a se implica toți cei care utilizează policlinica și de a-și da mâna să putem realiza acest proiect. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cei care s-au rezolvat problema având un cabinet privat și au igienizat acolo înăuntru și au pus centrală și nu mai interesează ce se întâmplă în exterior, că dacă se sparge un geam, dacă se strică o ușă, dacă se sparge o instalație, nu are nimeni nicio problemă acolo, doar noi trebuie să intervenim, să reparăm. Absolut nimeni nu intervine. Acest proiect asta vrea, să găsească baza legală de a putea investi acolo, pentru că instituțiile publice nu pot interveni în zona privată nici pentru proiectare, nici reabilitare. Și asta, în momentul de față, primăria a făcut, a comandat acest proiect. Am înțeles că urmează să perfecteze documente, să perfecteze actele, contractul pentru proiectare, în ceea ce înseamnă reabilitare și hidroizolație și partea de instalație termică. Iar astea ar fi prinse aici în proiect, mai puțin instalația electrică, care ar face obiectul unui alt proiect. Ați reziliat total contractul cu Hexi-Farma sau și cu cine îl face acum în lingua dezinfectantelor? Știți foarte bine care e situația cu ei, normal, că ei nu mai sunt pe piață, de unde să-i mai iei. Alte firme distribuitoare care folosesc produse similare sau... Deci firmele sunt avizate cu toate documentele în regulă. Ca să dăm denumiri, sunt multe firme. La întâlnirea de la Roman dintre medicii din spital și conducerea primăriei, țineți minte că doamna doctor Luchiana a ridicat o problemă foarte gravă și respectiv aceea că au fost trimise referate privind faptul că ei nu-și asumă răspunderea tocmai față de aceste infecții nosocomiale. Ce ați mai rezolvat de atunci? V-a mai făcut, doamna doctor, o altă plângere? Ce ați mai rezolvat? Păi, referatul care l-a făcut doamna doctor ne-a ajutat în sensul că noi am făcut către minister din nou adresă în care am atașat și cele spuse de doamna doctor, tocmai pentru a urgenta obținerea modificării de structură în sensul compartimentului de îngrijiri paliative. Așteptăm răspunsul de la minister. Vorbeați de doamna doctor Onu, dacă aceasta nu este adresată întrebarea, vorbeați de acele avorturi care se fac. Din câte știm noi, în policlinică există un cabinet de planning familiar. Cui este el subordonat? Ce se întâmplă acolo? Cine plătește? Cabinetul de plănic este al spitalului, cabinetul respectiv de plănic, care asigură, evident, consultații tuturor persoanelor interesate pentru contracepție, metode contraceptive. Este finanțat de Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică. Este subordonat spitalului. Nu am avut niciodată vorbind despre Nu le-ați întrebat. Avem medic, este doamna doctor Awat, care este medic de medicină de familie și cu competențe pe partea de planning familial. Și până aici desfășoară activitatea acolo împreună cu o doamnă asistentă. Toate cazurile care sunt interesate, care doresc informații despre tot ce înseamnă contracepție, planning familial, se pot adresa în policlinică la doamna doctor. Puteți să o invitați într-o emisiune pentru... Dar nu, este zi de zi la serviciu. Este zi de zi la serviciu. Câți bani ați investit la nivelul spitalului pentru procurarea de cititoare de cap, tot ceea ce presupune capul, ținând cont de faptul că, iată, a fost legiferat desfințarea acestor cadruri de sănătate și înființarea unui singur. Dacă vorbim despre cadru, investiția în cititoare de cadru nu este o investiție foarte mare. Adică nu aceasta e problema. Modul de utilizare și funcționarea sistemului informatic e problema și procedural e complicat. Dar investiția nu este mare pentru că un cititor care costă 1.000.000, 2.000.000, 3.000, nu poate fi considerată o investiție atât de importantă care să zdruncine o instituție. Dar, v-am spus, din punctul meu de vedere, aici e problema. Dacă se vor înlocui, cum să spun, chiar dacă se va scoate cardul, va rămâne un alt sistem de monitorizare care se face prin actul de identitate. Asta e altceva, dar va trebui să vii cu... Nu vei veni poate cu cardul, vei veni cu cardul de identitate, să zicem. Buletinul care va avea aceleași date pe suport magnetic. Există o ambulanță specială destinată transportului pacienților la dializă? Nu. A noastră a spitalului nu. Doar ce au ei de la centrul de dializă, au ambulanțele lor, DGS-ul și dumnealor. Doar dacă sunt cazuri foarte grave, atunci se sună la ambulanța orașului. În general, din ce știți, ambulanța are probleme cu piesele de schimb cu mașini? Adică s-a întâmplat să vă refuze pe motiv de... Ambulanța care... Ambulanța mare? N-am avut motive până... N-am avut niciun caz să... Nu, nu. Oricum, ei nu sunt subordonați. Da. Nu ne-a refuzat niciodată, doar dacă au fost cazuri în care aveam nevoie de medic, să spun, și medicul era plecat în altă parte, au trimis doar asistent, genul ăsta de probleme, dar că n-au trimis o ambulanță urgentă pe motiv că n-au piese de schimb, nu știu, nu, n-am avut. Mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat în cazul ăsta, dacă știți dumneavoastră de problemele astea. La ultima conferință de presă, mai în întrebare, mi-ați vorbit despre acea reclamație a familiei paznicului mort în CPU, care a dirijat de către Comisia de Etică. Cum s-a soluționat ea? Ce răspuns a venit? Încă n-am primit niciun răspuns de la Consiliul de Etică. Dar când se întrunește? S-au întrunit, dar încă n-au finalizat cercetarea. Da. Da. Vom face public. O singură întrebare, dacă mă spune. În legătură cu laboratorul clinic al spitalului, pentru că din ce în ce mai multe persoane care au ajuns la redacția noastră au spus că vin după data de 10-15 și sunt reprogramați peste o lună, două, e o situație dificilă acolo. Colega mea a luat legătura cu doamna Căiescu, care i-a explicat că dacă nu se poate acolo, pacientul este direcționat către CPU sau... Dar e un contradictoriu cumva, pentru că dumneavoastră spuneați într-o altă conferință să nu mai vină doar pentru analize. Păi nu este corect, într-adevăr. Pacienții care se adresează laboratorului de analize, de obicei se adresează cu un bilet de trimitere de la medicul de familie în ambulator. Noi avem o anumită sumă alocată de casă pentru aceste analize decontate de dumnealor. Normal că nu putem asigura analizele la absolut toți pacienții care se adresează. Că acest fapt nu se întâmplă numai nouă spitalului, ci că la toate laboratoarele din oraș, dacă remarcați, în primele zile ale lunii se termină fondurile. Sunt aproximativ 22.000 pe lună. În momentul când s-a epuizat suma pe care o avem alocată de la, prin contractul cu casa, din momentul acela nu se pot face decât contra cost și de asta îi programează pe luna următoare funcție de cost. Iar doamna doctor Căiescu posibil s-a referit la acele cazuri, urgențe, care dacă până luna următoare nu te simți bine și ai o problemă, normal că nu aștepți programarea de luna următoare, te adresezi Centrului Primiri Urgențe să vezi despre ce este vorba. Cred că la asta s-a referit dumneaei, nu să-i direcționeze pe toți către CP-ul. Nu se înțelegea. Da, nu. Pentru cazurile urgente. Doar atât. Vorbeați mai devreme de vânzarea pe calde. Ce program se furnizează acum? Acum dimineața și după amiaza. Câte două-trei ore? Două-trei ore dimineața și două-trei ore seara. Au existat reclamații cumva despre condițiile de cazare, în sensul în care în anumite secții, în anumite saloane, bărbații trebuie să stea în același salon cu femeile, la pacienți sau de la vaccinători. Deci... Și care sunt normativele sau legislația? Cred că știu la ce vă referiți. În cazuri de urgență, da, dacă sunt ocupate toate paturile, da, și monitoarele. Deci, cred că e vorba despre cazul care a fost pe cardiologie în terapie intensivă, da? Avem 15 paturi de terapie intensivă, sunt două saloane, saloane femei, saloane bărbați, da? Dacă în momentul respectiv au fost ocupate toate paturile, și era nevoie de un monitor și un singur pat era liber la bărbați, se poate așeza, se pune un paravan pentru urgență. Eu cred că mai important este să salvezi viața omului, că nu stă nimeni să se uite așa, decât să leși fără monitorizare, fără nimic, că acolo sunt bărbați și în partea cealaltă sunt femei. Deci, ar fi mai bine, da, pe terapie intensivă se acceptă. Eu cred că important este să salvezi viața omului, nu să căutăm că a fost pus cu un bărbat, că a fost... Cazul în sine, vreau să spun că doamna era foarte disperată pentru mama, a dat telefoane peste telefoane. Eu eram în drum dinspre București spre Roman, când am fost sunată și am încercat să căutăm cardiolog, să vină de acasă, nu s-a putut. Am sunat și la cardiologii care au cabinete în oraș. Deci, eu zic că noi ne-am dat toată silința. Sunt momente când asta e semnul de mulțumire.